Cu toții am auzit de cazuri de bullying și de copii care ajung să fie batjocoriți de alții. Dar a încercat cineva să facă o schimbare? Sau să-i oprească pe cei care practică bullying-ul? De obicei, victimele acestei forme de agresiune, fizică sau psihică, sunt oameni care diferă prin ceva de ceilalți. David suferă de vitiligo, o boală responsabilă de culoarea pielii, și a petrecut copilăria din transfer în transfer, într-o școală în alta, încercând să scape de bullying. După divorțul părinților, David locuiește cu mama sa, care s-a mutat recent cu serviciul în România. Bine, începe școala. Chiar trebuie să mă duc la liceu. Parcă făceam homeschooling. Așa am vorbit în state. Va fi bine, nu-ți face griji. Dacă toți mă vor trata ca un ciudat care nici măcar nu știe ce face aici și care nu își poate stăpâni emoțiile. Cu siguranță ziua va decurge bine, iar un lucru e clar, vor aprecia mica ta atenție pregătită pentru ei. Sper să se întâmple asta. După câteva luni de acomodare, sosește timpul ca David să pășească pragul unui nou liceu și să-și vadă noi colegi. Bună ziua! Bună ziua! Liniște! Și vă rog, fiți atenți la prezentarea colegului vostru. Sunt Dave, am 16 ani. Și sper că o să ne înțelegem. Poți să servezi bombone? Dar ce s-a întâmplat față lui? Oare a fi mâncat veninul întâlnit din clasă și a uitat să șteargă? Oricum ar fi, vă zic că sigur nu s-a spălat. Ne-a stat niciodată în prajma mea, că el... Eu. Ce crezi că ai făcut pe jumătate la tine? Să-l dumne, să-l dumne. Măcar nu m-am atins de tine. Tu vrei comenta la mine? Tu știi măcar cine sunt eu? Ești și plângăcios? Acum sunt sigură că nici câinii o să stai cu tine. Hai, ieși, până nu începe să vorbim în palme. Liniște! Și să vă fie rușine, fetelor! Mâine veniți cu părinții la școală. O să discutăm și în prezența directorului despre comportamentul vostru. Ați înțeles? Hei, față de cal! Auzi? Unde te-ai tâns? Că vreau să scurtești și niște pantaloni. Bă, tu te hotărăști de că ești alb sau negru? Măcar până la sfârșitul anului, te rugăm. Nu știu cu ce am greșit. Nu trebuie să fii greșit cu ceva ca să fii judecat de ele, dar trebuie să fii tare. Mereu judecă chiar și cel mai mic detaliu, dar și tu ne dai apărea moară pentru că arăți ca o victimă sfârmentată. E cineva cum era când era faraonul în Egiptul antic? Știu eu. Da. Păi era practic un zeu. Oamenii chiar munceau la construirea piramidelor, pentru că creau că dacă muncezi din greu, spiritul faraonului va face cumva și le va asigura un loc un trai bun în lumea de apoi. Ai răspuns corect. Poți să povestești mai multe? Desigur. Ai făcut o treabă bună tot ce l-ai ales. Ei, ce faci? Destul de nasol, tu? De ce? Din cauza acelui tocilar. Acesta e băiatul de care zici? Chiar el e. Nu știi cât de tare încearcă să capteze atenția.
Dar ce ți-a făcut? Nu mi-a făcut nimic, dar uite cum arată. Păi e perfect, e ceea ce caut de câțiva ani. Colegii mei o să fie foarte încântați dacă acceptă propunerea mea. Nu cred că îl interesează așa ceva. E un simplu tocilar care are o boală pe care nimeni nu ar vrea să o vadă. Pe social media sau în gazete. Nu mai subestima oamenii, o să avem noi o discuție despre asta. Mamă! Zonă, tinere, nu cred că te deranjezi, nu? Eu sunt tatăl Raisei, sunt agent de modeling și m-ar interesa să particip la un casting. Vă fascinează modul în care arăți și cred că te vei descurca. Nu sunt sigur, n-am mai participat la astfel de evenimente. E simplu, doar trebuie să te prezinți. Atâta, modul în care arăți va face totul. Mă voi gândi. Și nu-ți face griji în privința fiicei mele, voi avea eu o discuție cu ea, știu că nu este foarte drăguță. Mă anunț, îți voi lăsa numărul meu de telefon și mă vei anunța. Sigur. Bună. O să cer. Și discuția cu psihologul și cu directorul meu. Ah, ce bine. Cum a fost întâlnirea? Perfect, a fost grozav. M-am simțit pentru prima dată cu adevărat apreciat. Ești, chiar o meriți. Mulțumesc. De ce ne-am scuze? Doamne, ce ne-am scuze că am văzut bine că ai publicat? Și pentru că ești deșertă. Trebuie să facem asta și chiar sperea să ne încerc scuzele. Cred că vă iert. Ce să le cheme și pe ele? Mă duc eu. Mie mi s-a părut foarte grea tema la mare și urgent. Bună! Vreți să vă jucați și voi cu noi? Sigur! Da, da, ok. Hai. Cu siguranță, niște simple scuze nu poți trece chinurile pe care le-am provocat unei persoane prin actul de bullying. Însă, dacă ne-am oprit în momentul în care vedem că facem pe celălalt să sufere, totul ar lua o turnură pozitivă. Toții putem face lumea mai bună.